Șumudică face praf naționala României după victoria 2-0 cu Andorra. Dacă nu ne calificăm, să șardă carnetul de antrenori, atacul lansat la adresa lui Edi Iordănescu. Cei doi au lucrat împreună la Vaslui acum mai bine de un deceniu. Șumudică a rămas dezamăgit de ce a văzut în meciul de debut al naționalei în preliminarile pentru Euro 2024. 2-0, un scor jenant. Din punctul meu de vedere, jucând cu Andorra, este un scor jenant. Deci dacă joacă cu Tunar, Tunarul îi bate. Deci divizia C. Dacă noi acum vă dezbrăcați și voi vă dau ghete la fiecare și astea, și eu stau pe bancă, că nu mai pocam bagaj puțin așa, și intrați, pe cuvântul meu de onoare, cred că le dăm 3 Andorei, nu le dăm 2. Ne-a fost frică de Andorra. Cu atitudinea asta nu ne calificăm nicăieri, crede Șumudică. Andorra a luat roșu în minutul 1 cu Polonia și a marcat gol Poloniei cu inferioritate numerică. Nu știu ce se întâmpla la noi dacă primeam gol cu omul în minus. Era dramă. Drumul e corect pe care mergem. M-am așteptat la un rezultat mai mare, așa, jucam totuși contra Andorii. Eu mă aștept să avem același rezultat și în meciul de acasă, care va fi mult mai greu. O singură calificare în ultimii 16 ani are naționala României la Euro. În momentul în care nu te califici din grupa asta, nu că e rușinos. Trebuie să îți pui legitimația și să dai foc numai. Ar fi un eșec impardonabil și cred că ar trebui să plece toată lumea de la A la Z.